Bună dimineața tuturor, bine ne revedem într-o nouă conferință de presă. Vreau să încep prin a mulțumi tuturor celor care s-au prezentat la vot ieri și, bineînțeles, și celor care mi-au acordat votul de încredere. De asemenea, vreau să-i asigur pe toți romașcanii că voi fi primarul tuturor romașcanilor și nu voi face absolut nicio notă discordantă între romașcani. Prioritățile romanului vor reprezenta pentru mine o obligație. Mi-am asumat anumite proiecte. Știu că sunt proiecte realizabile, de aceea mi le-am și asumat. Și vreau să vă anunț pe această cale că, începând de astăzi, am intrat în campanie electorală pentru anul 2020. Am mai făcut o promisiune și, inclusiv în ședința operativă de dimineață, am reiterat această idee colegilor că îmi doresc ca toate lucrările care se realizează la nivelul municipiului roman să fie lucrări de calitate și acest lucru va reprezenta o prioritate pentru mine de asemenea. Știu că a fost o săptămână plină, o săptămână în care s-au încercat a se fructifica din punct de vedere electoral o serie de lucrări care s-au realizat pe raza municipiului roman. Eu am spus-o și atunci și o spun și acum. Eu nu fac lucrări doar de dragul campaniei electorale, eu fac lucrări pentru că trebuie făcute. Iar lucrările vor continua în municipiul roman, atât în ceea ce privește lucrările de reparații cu covor asfaltic, lucrările la sensul giratoriu Poarta Nord, lucrările la pietonal, lucrările la rețeaua de apă pluvială și canalizare din cartierul Petru Rareș. Astăzi avem termen limită pentru depunerea ofertelor la reparații capitale Strada Eternității și, odată cu lucrările de reparație acestei străzi, vom trece și la reparația covor asfaltic a străzilor adiacente, cele care fac legătura între Strada Eternității și Bulevardul Roman Mușat. Așa cum v-am anunțat încă de la început, urmează, din punct de vedere al circulației rutiere, să fie redefinite în sensul introducerii de sensuri unice. Strada Eternității va avea sens unic dinspre Bulevardul Republicii spre strada Mihai Viteazu și, urmând ca toate celelalte străzi de legătură să aibă sensuri unice pe o parte și pe alta. Tot în această săptămână începem și lucrările de reparații la trotuarele cu pavele, practic le continuăm pentru că acest lucru am făcut încă din primăvară, dar și celelalte reparații, în special acolo unde avem probleme la capacele de canalizare. Vom intra în reparații pe toate aceste străzi. Împreună cu colegiile la Direcția de Servicii Utilitare vom încerca să căutăm soluții. Am identificat o problemă în sensul în care nu reușim să facem față ca, odată cu tăierea ierbii, să se și ridice din urmă. Am solicitat colegilor să facă propuneri și, de comun acord, să găsim soluții astfel încât iarba cosită să nu mai rămână pe domeniul public. În ceea ce privește activitatea de la Direcția de Administrare a Pieței Bazar și Obor, am dispus ca, începând cu această săptămână, să se liciteze boxele pentru pepeni și, de asemenea, tot în ședința operativă am discutat inclusiv cu reprezentantul de la APASERV pentru ca, începând de mâine, să ridicăm pământul rezultat de la avaria de la parcarea etajată,
Acolo APA-Servul dorește să facă și o expertiză pe acea rețea, de aceea va mai rămâne o perioadă descoperită, iar în momentul în care termină această expertiză, să acoperim cu balastru zona și ulterior să efectuăm și reparațiile. Având în vedere că săptămâna aceasta copiii intră în vacanță, ne-am gândit că ar fi oportun să răspundem favorabil solicitării unui circ, drept pentru care, începând de joi, am mutat locația în bazarul din Roman, de pe strada Viitorului, strada Renașterii, pentru acest circ, pentru a nu mai deranja și activitatea din strand. Se știe că în trecut, în zona strandului, chiar ultimii 2-3 ani pe stadion am organizat acest circ. Am preferat de această dată locația din bazar pentru a permite desfășurarea în condiții normale activității din strand. De asemenea, așa cum vă spuneam, vor continua și lucrările de reparații cu covor asfaltic. Mai avem de finalizat un rest din strada Victoriei. Nu l-am finalizat la acea vreme pentru că o cantitate de material de construcții se afla pe carosabil și nu am reușit să finalizăm acest tronson de stradă. Vom efectua reparații la intervenția pe care a avut-o Metex-ul în spatele blocului 33 de pe strada Rahovei, acolo unde și-a amenajat un depozit, un rezervor subteran de alimentare cu apa unui hidrant. Și de asemenea vom interveni și în strada nouă și în Alea Revoluției pentru continuarea reparațiilor. Programul de alei și parcări continuă. În această săptămână cel mai probabil vom asfalta parcarea de la Centrala Ciupercă și parcările din strada Gloriei, blocurile 11 și 15. Activitatea din strand în acest weekend, am avut peste 1000 de persoane care s-au prezentat. Vremea capricioasă însă și-a spus cuvântul. Încasările au fost de 9491 de lei în zona de bazine și 1413 lei la foișoare, acolo unde s-au închiriat 40 de foișoare. O altă discuție pe care am avut-o în această dimineață privește cele două proiecte cu finanțare europeană. Săptămâna trecută, joi, am avut vizita proiectanților și împreună cu cei de la Unitatea de Implementare a Proiectelor am stabilit ultimele detalii pentru realizarea studiilor în ceea ce privește reabilitarea creșei Smirodava și a cinematografului Unirea. Și așteptăm în perioada următoare proiectele în forma pe care noi am propus-o, astfel încât până la jumătatea lunii august, când este termenul de depunere a acestor proiecte, să fie finalizate așa cum ne dorim noi. Cam atât am avut eu informări, în rest vă stau la dispoziție pentru întrebări. Da, a fost o operativă normală. Din punctul meu de vedere am vrut să dau un mesaj foarte clar că activitatea trebuie să se desfășoare într-un ritm accelerat, trebuie să se desfășoare la nivelul exigențelor pe care eu le pretind și colegii care vor să facă echipă cu mine și să fie această coeziune în abordare, sunt bineveniți în echipa mea pentru a duce la îndeplinire programul Roman 2020, program cu care am câștigat aceste alegeri și romașcanii ne-au investit cu încredere.
dacă vor fi colegi care nu vor face pasul și nu vor ține pasul cu mine în această, în implementarea acestui program, probabil o parte dintre ei se vor mai pierde pe parcurs. Nu am făcut o astfel de analiză în acest moment. Urmează să port discuții cu fiecare coleg în parte și în funcție de aceasta să decidem de comun acord care ne va fi viitorul fiecare dintre noi. Legat de proiectele europene, cele care sunt deja în analiză pe sectorul economic, mai aveți voluntate de să... Nu, aici așteptăm rezultatele contestațiilor pe care le-am depus. Eu sunt încrezător că vor fi favorabile contestațiile, pentru că știu că nu au argumente ce evaluatorii în momentul în care au făcut acele încadrări eronate din punctul meu de vedere. Știu doar că în ceea ce privește parcul Jora, așteptăm vizita în teren a evaluatorilor, care este practic pasul preliminar semnării contractului de finanțare. Da, din punctul meu de vedere, acolo lucrurile se vor clarifica. Eu înțeleg că au fost anumite presiuni. Îmi pare rău că o instituție a statului s-a lăsat antrenată în acest joc electoral. Tocmai instituția care trebuia să fie un garant al respectării legii și a aplicării legii. Sunt convins că în cele din urmă adevărul va ieși la suprafață și se va demonstra că totul nu a fost decât o speculație pur electorală. Mulțumesc. Doamna Flora, deci discuția e în felul următor. Reprezentantul Inspecției de Stat în Construcții, care a urmărit îndeaproape implementarea acestui proiect, este aceeași persoană care a semnat nota de control. Păi, eu ce să înțeleg? Deci, din punct de vedere, noi avem un termen de 10 zile în care să formulăm un răspuns la acea notă de control, care cu siguranță va fi favorabilă nouă în urma reanalizării situației și acum că s-a depășit și acest moment electoral, sunt convins că altfel se vor vedea lucrurile și de la prefectură și de la Inspecția de Stat în Construcție. Da, păi, tocmai... Aici trebuie să gândim pe următorul master plan ca înlocuirile la rețelele de magistrale de alimentare cu apă trebuie să fie cuprinse. Voi avea în perioada imediat următoare discuții cu reprezentanții APASERV pentru a vedea planul de investiții pentru Roman și de asemenea pentru a creiona și master planul pentru rețele de apă din municipiul Roman. Domnul Mărilă spunea că fără doar și poate conducta magistrală de acolo va trebui schimbată, dar ce se va putea întâmpla? Că am înțeles că acea conductă trece și pe lângă butăria aia de acolo, deci, de complicată.
Nu, haideți un pic să ne înțelegem. Când se spune că o conductă trebuie schimbată, se găsește un traseu alternativ pentru rețeaua nouă care urmează a fi montată și cea veche se abandonează pur și simplu. Deci în momentul în care vom creiona master planul pentru înlocuirea rețelelor de apă și a magistralei, cu siguranță se va identifica un traseu pe care această rețea va fi montată, iar cealaltă veche va fi abandonată. Cum apreciați prezența la vot relativ slab în toată țara? La Roma mea e cum mai e, dar am dat ce-a fost la Craiova, ce-a fost la Șervul și eu, votinați pentru o eventuală modificare a legii lansate ca în unii state civilizate o obligativitate la vot? Nu. Din punctul meu de vedere, nu aceasta este soluția. Eu cred că o problemă a reprezentat-o și faptul că, fiind doar alegeri parțiale, nu au fost suficient mediatizate prin televiziunile naționale și de aceea nu au prezentat suficient interes. Eu doar atât pot să vă asigur că în cele două săptămâni de campanie, cu toți romașcanii cu care m-am întâlnit, în primul rând, i-am întâlnit 10.663. Toți romașcanii cu care m-am întâlnit, i-am rugat în primul rând să se prezinte la vot și abia ulterior să decidă care dintre programe i-a convins mai mult și să voteze cu candidatul care i-a convins cel mai mult. Eu personal v-am spus, primul îndemn a fost de ieșire la vot. E exact ca la maraton. E o cursă lungă de 42 de kilometri și nu toți ajung la final. Bun, dar cum veți face o evaluare? Alergând și în timp ce se aleargă, unii mai rămân pe lângă. V-am zis că trebuie să țină pasul cu ceea ce gândesc eu și cu implementarea programului Roman 2020 pe care l-au votat romașcanii. Sigur că va fi o analiză individuală pe care o voi face eu cu fiecare coleg. Din punctul meu de vedere, campania electorală a trecut. Romașcanii au apreciat fiecare în parte modul de a face campanie a tuturor candidaților și au decis în cunoștință de cauză. În ceea ce mă privește, pot doar să vă asigur că voi avea o relație de colaborare foarte apropiată cu domnul deputat Laurențiu Leoreanu, care este un deputat care iubește românul, de pentru care merită toate aprecierile tuturor romașcanilor și nu doar ale mele. În ceea ce privește viceprimarul, rămâne același, nu se pot face acum schimbări, pentru că era până în alegerile locale. Rămâne în continuare sau va proceda la o nouă alegere de viceprimar? Nu, în momentul de față, echipa de conducere a primăriei municipiului Roman rămâne cea pe care au hotărât-o romașcani. Mulțumesc! Se află în procedură de recurs. Au apărut și o serie de clarificări legislative prin modificarea legii sportului și cu siguranță acest proces va fi câștigat. Mulțumesc. Da. În momentul de față am depus cererea de înscriere în cupele europene. Vom vedea EHF în care dintre competiții ne va înscrie. Cel mai probabil vom juca într-o cupă europeană din toamnă.
Echipa este construită în proporție de 95% în acest moment și pot să vă anunț public astăzi că noul antrenor al echipei este domnul Constantin Ștefan. Jucătoare care au semnat, e vorba de Ana Maria Simeon, extremă dreaptă, adusă de la Râmnicu Vâlcea, Alexandra Iovănescu, pivot, și astăzi așteptăm o jucătoare din străinătate pentru a semna un contract cu ea. Da. Se face puțin la rețeaua de apă și canalizare. Da. În ce sens? Dacă există undeva, dacă cineva are schița originală... A rețelelor de apă din oraș? Planul vechi al lor. Planul vechi? Da. Nu există. Dar la o pasiune la timp, nu la... Nu, pentru că plecați de la premisa că cel puțin în ceea ce privește magistrala are cel puțin 100 de ani. Da. Da. Nu, asta într-adevăr intră într-o... Au așa un anumit statut special, dar doar în ceea ce privește configurația bazinelor, stațiilor de repompare, circuitelor, pentru că e greu să intervii undeva pe parcurs dacă e vorba de ceva. Oricum, ele sunt arii protejate din punct de vedere al securității, cel puțin cele unde se face extragerea din puțuri și bazin. Nu, niciuna. Doar domnul deputat Iulian Bulai. Da. Nu m-a sunat, a venit personal la fața lui. Momentan nu mai am un examen foarte important în familie săptămâna viitoare. Și după aceea ne mai gândim. La ăla am cele mai mari emoții. Da. Vă mulțumesc, mă.